Bună ziua tuturor! Așteptăm ca toată lumea să acceseze și să se logheze la acest webinar organizat online. Bună ziua tuturor! Asta este al cel de-al doilea webinar al Safeguarding Europe Europa de Est. Iar eu sunt Sarah Martin este un consilier pe capacitate din cadrul organizației Safe Heart Guarding Hub Eastern Europe, adică Europa de Est, iar puteți alege canale de interpretare pe diferite limbi, dintre care găsiți și limba română, evident. Um, vom înregistra acest webinar împreună cu uh, canalele de interpretare și limba în care se realizează interpretarea, pe care după aceea, ulterior, vi le vom trimite integral și pe care ulterior materialele prezentate uh, vor fi uh, uploadate pe site-ul nostru. Uh, vă rog frumos și sunteți bineveniți să. Vă prezentați în chat, iar după aceea să vă pregătiți cu întrebări după prezentările realizate, tot, tot, toate să fie prezentate și introduse în chat. Iar acum aș dori să vă prezint pe scurt o prezentare a, a site-ului nostru și a organizației noastre. Deci noi suntem o organizație din Europa de Est care ne ocupăm cu situația de criză din Ucraina și ne ocupăm cu protejarea refugiaților. Uh, Dispunem de o serie de resurse despre care puteți să citiți mai multe uh, și în cadrul altor regiuni, despre care puteți citi mai multe pe site-ul nostru. Uh, vorbim mai ales acum despre această criză uh, din Ucraina, care, la care am răspuns în această uh, zonă a Europei de Est și a Europei Centrale, și modul în care ne, ne raportăm noi, ca organizație umanitară, la această scri criză și încercăm să înțelegem și să ne educăm în același timp asupra riscurilor pe care le pot prezenta acele activități ale organizațiilor neguvernamentale pe teme umanitare care pot, pot provoca și daune. Scopul nostru este să răspundem la nevoile refugiaților care suferă de anumite dizabilități sau au alte feluri de sunt în alte situații de viață, cum ar fi o vârstă mai avansată. Așadar, în cadrul zilei de astăzi, să încercăm să aflăm mai multe despre nevoile refugiaților și despre riscul care îi poate afecta în urma acestei crize din Ucraina. Vom avea o prezentare asupra muncii activităților realizate în Moldova, de exemplu și uh, prezentăm un document destul de dens despre această temă și pe site. Uh, prezentatorii care uh, vor prezenta astăzi, uh, una dintre ei este Joe Dampster Dams, Dams, din partea Safeguarding Hub Eastern Europe. Care va prezenta, după care vom vedea un video despre refugiații uh, vârstnici din uh, Ucraina. Daniele Paleotti, din partea Help Age Moldova, uh, este managerul uman pe temă umanitare uh, începând de anul trecut. Iar Lindsay Bergman, cu o experiență vastă reprezentând agenția, adică organizația Help Age, pe anumite teme, cum ar fi sănătatea mentală mint și lucrează și pe teme de consultanță în cadrul temelor legate de protecția refugiaților. Aveți o descriere destul de detaliată a CV-ului lor pe site-ul nostru. Fiecare dintre prezentatori va prezenta câte o temă, cât, dintr-o anumită abordare, care prezintă acele riscuri sau acele provocări cu care se confruntă în această criză a refugiaților din Ucrania, din Ucraina. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul lui Joe Dempster. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Sara, pentru această prezentare. Deci, cum s-a spus, lucrez cu Safeguarding Hub Eastern Europe în, în ultimele șase luni. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a mă putea alătura acestui eveniment foarte important. Este foarte... este... O plăcere să văd atât de multe persoane logate la acest eveniment. Doar o, o singură menționare asupra terminologiilor. Protecția este un concept, salvgardarea este un concept destul de nou. Nu avem încă o definiție foarte standardizată cum ar veni. Asta înseamnă prevenirea și răspunderea la anumite condiții de daune uh, care pot fi suferite de acele persoane care sunt asistate, ajutate în contextul organizațiilor umanitare. Uh, iar uh, în acest caz folosim uh, ca ajutor definiția folosită de către uh, uh, ONU. Ceea ce, ce înseamnă în acest caz, de exemplu, abuzul oamenilor în vârstă, este o activitate care se repetă sau care se, uh, se, se produce doar o odată și se datorează unei atitudini sau unei carențe de resurse și o, o proastă înțelegere a situației respective. În urma crizei din Ucraina, mai mult de 8 milioane de persoane uh, au scăpat din au trebuit să la, să, pleacă, să plece din Ucraina, iar uh, numărul uh, refugiaților înregistrați uh, este mai mult, mai ridicat de 5 milioane de persoane. Iar în urma uh, studiilor realizate, ceea ce am observat noi este că majoritatea persoanelor în vârstă a fost plasat practic în categoria persoanelor care trăiesc cu dizabilități. Iar ceea ce am înțeles este că chiar și în cazul persoanelor care suferă de dezabilități, organizațiile umanitare pur și simplu nu răspund resursele necesare pentru a putea adresa și a putea oferi o asistență pentru aceste persoane cu dizabilități. Există, evident, și o serie de provocări din, pe plan emoțional, uh, suferite în urma strămutărilor. Evident, trebuie să-și lase uh, țara, casa, lumea la care, cu care s-au obișnuit. Există o, o ruptură în viața lor de zi de zi, în viața lor normală și nu este ușor Ba chiar este foarte greu să se reintegreze într-un alt, într alt context nou și se confruntă cu o serie de alte probleme de zi de zi, cum ar fi depinde alte membri ale familiei, cum ar fi copiii sau nepoții, sau în această perioadă în care ei așteaptă să se întoarcă la casele lor suferă de o serie de dificultăți în ceea ce privește integrarea în acest nou, în acest nou context. În același timp există evident și o problemă la accesul la informații, cum ar fi datorită celor de diferență de limbă de limbaj și din cauza lipsei de acces la tehnologii. Ceea ce știm este că foarte multe persoane vârstnice dispun de o situație destul de bună din ceea ce privește starea lor fizică. Iar una dintre ei, pentru una dintre ei sau pentru mai mulți dintre ei, aceasta nu este, din păcate, o, o situație. Adică, asta nu se prezintă și mai degrabă au nevoie de asistență medicală. Iar în ceea ce privește diferența de gen, în contextul persoanelor vârstnice care au nevoie de asistență medicală, găsim că, de exemplu, femeile se confruntă cu riscuri mai ridicate în ceea ce privește asistența, accesul la asistență medicală. Cine, au, cine, sunt, cine se află mai mult? în situații de risc. Cei care sunt separate de familiile lor, cei care au suferă de dizibilități fizice sau pur și simplu nu au acces la diferitele servicii. Evident, foarte multe persoane au trebuit sau simțit sau văzut să să-și lase în urmă casele pentru că nu asta era dorința lor, nu asta era alegerea lor, dar se vedeau obligați. În urma acestor strămutări sau în urma acestor refugii, adică obligație de a se refugia, suferă de uh, consecințe uh, psihologice. Organizația Mondială a Sănătății Uh, un raport realizat de această organizație ne arată că persoanele cu peste 60 de ani sau chiar și mai în vârstă suferă de o formă de abuz în... anual. Iar cei uh, care uh, provoacă aceste abuzuri sunt tocmai acele persoane în care au încredere sau. Uh, care sunt persoane care se ocupă și își dedică activitățile în ai avea grijă de ei. Există o serie de diferite tipuri de abuzuri, cum ar fi abuz financiar sau mate și material, fizic, sexual, neglijență sau abuz discriminatoriu. În ceea ce vedem este că Femeile și persoanele care aparțin grupurilor minoritare au un risc mai ridicat de a suferi uh, discriminări și abuzuri. Uh, evident, este foarte dificil în aceste, nou, uh, în aceste situații noi uh, să, uh, să aibă, să sufere de abuzuri financiare și materiale. Și există o probabilitate ridicată de a fi expuși la violență pe bază de gen sau alte abuzuri emoționale, sexuale, de exemplu, sau să ajungă în situații în care persoanele cu care intră în contact îi abuzează sau cei care ar trebui să-i asigure asistență socială sau de sănătate nu se dedică uh, suficient, nu dedică suficientă atenție sprijinirii lor sau poate exista o diferență sau o neînțelegere între ei și cei care uh, ar trebui să se îngrijească de ei. Pe de altă parte, există și cazul în care organizațiile non-guvernamentale pur și simplu nu reușesc să asigure condiții de siguranță, de recrutare, de recrutare în sensul de a-i putea ajuta, de a-i putea plasa. În condiții uh, care să le ofere protecție și siguranță. Deci, uh, ne confruntăm cu o situație în care vedem că foarte probabil nu suntem încă pregătiți să facem față a acestor nevoi, mai ales în cazul în care, în cazul acestor fluxuri de persoane în număr ridicat, nu există un control față de potențialii criminali, de exemplu. Organizația care ne-a ajutat foarte mult, care este situată în Moldova, a, ne-a ajutat în a crea acest video. Este un video care poartă titlul de Lumina în întuneric și care ne prezintă dificultățile trăite de persoanele care se văd nevoiți să se refugieze, să, adică să devină refugiați. Și aici o să puteți vedea uh, aceste imagini fantastice în care vedem și uh, reziliența acestor persoane care se văd nevoiți să-și lasă în urmă casele. Foarte mult am fost nevoiți să plecăm de acasă, să lăsăm în urmă tot ce este de preț. Oare am stins lumina? Oare am închis geamul? În fiecare zi, mii de obicei rupte, amintiri am și întrebări care ne frâng inima Dar trebuie să rămânem puternici și suntem recunoscători. Recunoscători nouă, nouă înșine. Pentru acele secunde, pentru acele momente când am putut să râdem, să simțim ritmul vieții și să ne simțim vii. Au încercat să ne ia viața, să ne ia frumusețea și puterea de a iubi. Gândurile noastre au fost devorate de întuneric, dar micile vectorii ne aprind lumină. Am reușit să ne găsim un loc nou, o lume nouă. Chiar și în momentele cele mai întunecate, ne păstrăm speranța. Și speranța dă flacără, la fel și iubirea simțită față de copiii noștri. viețile noastre sunt legate între țăsute. Prin ce facem, ne oferim grijă reciproc, indiferent de vârsta pe care o avem. Dedicăm acest film persoanelor vârstnice din Ucraina, celor care și-au păstrat curajul și bunătatea în ciuda tuturor dificultăților. Acum îl vom asculta pe Daniele din partea Help Age Moldova. Înainte să încep prin prezentarea situației actuale din Moldova, aș dori doar să zic câteva cuvinte despre videoul pe care l-am văzut. Eu consider că este un material video foarte bun pentru că ne arată diferitele faze prin care trec acele persoane vârstnice care sunt nevoiți să-și lase în urmă casa, care la început probabil se simt neajutorați, nu știu ce să facă este o mare schimbare pentru ei iar în cadrul acestui video vedem cum se adaptează pas cu pas la noua lor viață, dau dovadă de reziliență și până la urmă nu revin doar la uh, cele activități pe care le realizau și în Ucraina, cum ar fi de exemplu că se ocupau de nepoți, dar uh, au și aceste nouă, noi sarcini uh, cu care se ocupă. Și evident, cred că asta contrazice uh, percepția pe care o avem că toată lumea are nevoie de ajutor sau de același fel de ajutor. Deci este considerăm că este un mesaj foarte important pe care dorim să o prezentăm. Uh, doar câteva cuvinte despre help aici este misiunea noastră, viziunea noastră. Este o organizație globală care se axează pe asistența, ajutorarea celor persoane care au nevoie de asistență. Suntem prezenți în, în șap mai mult de 70 de țări. Una dintre ele este Moldova. Dacă este vreo problemă, nu. Deci, în Moldova suntem prezenți. Deci, haideți să. Să prezentăm, să continuăm cu prezentarea. Cu prezentarea avem, am primit peste 17.000 de persoane refugiate în Moldova. Pardon, 107.000 de persoane, dintre care 17.000 de persoane sunt persoane vârstnice. Și din De exemplu, evident, situația economică cu care ne confruntăm cu toții, mai ales mă refer aici la rata de inflație care a ajuns până la 30% în Moldova, a ajuns la 26% în februarie acestui an. Evident, asta a avut consecințe foarte grave asupra activității noastre și asupra persoanelor care au salarii foarte mici și reduse și asta evident a îngreunat situația lor economică. Este o știre importantă că începând din 1 martie există o nouă lege care se cheamă protecția uh, refugiaților. Asta înseamnă că Dispun de posibilitatea de a cere un status de protecție specială. Asta le garantează drepturi foarte similare cu cetățenii din Moldova. Pot aplica la joburi și aceste aplicări deja pot începe din luna martie. Trebuie doar să prezinte câteva documente cum ar fi una dintre ele, este prezentarea documentelor care atestă că au unde să, să stea. Astea sunt activitățile și abordările noastre. Este foarte important pentru noi să subliniem faptul că Trebuie să recunoaștem capacitățile persoanelor vârstnice și să colaborăm cu autoritățile locale și parteneri locali, pentru că ei ne pot fi de foarte mare ajutor în același timp să realizăm evaluări a, a vulnerabilităților. Și în același timp să implicăm în procesele de luare a deciziilor persoanele vârstnice. Am văzut că din partea voluntarilor am avut parte de voluntari din, de persoane mai în vârstă, pentru că probabil ei și-au dat că și ei pot ajuta și înțeleg mai bine necesitățile persoanelor din aceeași grup de vârstă și voluntarii noștri de exemplu avem și voluntari mai tineri care vizitează acele familii, acele persoane care trăiesc în zone mai îndepărtate la o mai mare distanță sau sunt nevoite să stea în pat și nu se pot deplasa suntem prezenți în 12 orașe, avem centre acolo, iar toate persoanele care doresc vor participa în activitățile noastre. De exemplu, distribuim diferite instrumente pentru persoanele care au nevoie de ele. Am realizat două valori mari importante, iar, am în, iar rezultatul principal în cazul, am în, în celor două rapoarte, este că tuturor le pasă foarte mult și sunt foarte interesați de păstrarea stărilor de sănătate, iar evident preocupările cele mai mari și importante sunt... Accesul la casă și la, aliment, la alimente. În același timp am înțeles că există o serie de probleme cu care se confruntă persoanele mai în vârstă, cum ar fi probleme cu vederea, asta în procent de 11%. Acestea sunt condiții care marchează starea persoanelor vârstnice refugiate în Moldova, cum ar fi, de exemplu, și comunicarea, de exemplu. Iar 48% dintre aceste persoane ne-au ne spus că, că pot avea acces la medicamente de care au nevoie, deci doar jumătatea lor. Deci, evident, medicamentele care sunt a un preț mai ridicat, pur și simplu nu își nu pot permite să le cumpere. Iar în ceea ce privește accesul la alimente, evident, este o temă care, evident, în ultima vreme nu s-a schimbat foarte mult. De exemplu, în mai anul trecut. 93% din persoanele vârstnice refugiate au spus că nu au probleme în ceea ce privește accesul la alimente. Iar 57% în luna decembrie anul trecut au spus că nu au avut probleme în ceea ce privește accesul la alimente, însă 39% au declarat că din cauza prețurilor ridicate, au început să aibă probleme. Iar un, o altă organizație ne-a spus că, evident, una dintre problemele cu prioritate pe lângă starea de sănătate este accesul la alimente. Iar în ceea ce privește cazarea, persoanele care crăie, trăiesc în comunitate, 69% din aceste persoane trăiesc cu rude și cu prieteni și doar 27% trăiesc în case sau apartamente închiriate. Deci majoritatea lor trăiesc în comunități, foarte puține trăiesc în centre de asistență socială. Deci majoritatea lor trăiesc în comunitate. Deci astea sunt principalele rezultate în ceea ce privește protejarea persoanelor vârstnice. Cum am spus, 60% din refugiații mai în vârstă confirmă că au probleme în ceea ce privește strategiile de adaptare la noile circumstanțe. Asta se datorează faptului că nu dispun de uh, buletine, de documente de identificare în noi, iar foarte multe dintre ei au uh, ver, uh, documente uh, care nu mai uh, sunt valabile. Iar care sunt cele mai importante preocupări în ceea ce privește? De protejarea persoanelor vârstnice în Moldova. Nu avem prea multe informații, dar pe plan general pot să spun că pur și simplu nu au acces la informații pentru că nu folosesc foarte bine noile instrumente tehnologice, cum ar fi telefoanele mobile și aplicațiile care pot fi accesate. Pur și simplu nu au un context social, se văd și se simt izolați. Iar, la nivel general, organizațiile care oferă asistență, de obicei, se centrează mai ales pe femei și copii și mai puțin pe persoanele vârstnice. Și asta este o problemă centrală. Iar care sunt principalele măsuri de protecție? Deci noi avem un sistem de monitorizare în diferitele organizații care se leagă, sunt conectate sau sunt legate de ONU și alte organizații no-guvernamentale. Deci în cadrul acestor organizații există un cod de comportament iar în acest sens noi am fost cei care am organizat o serie de workshopuri pentru angajații acestor organizații la nivel local pentru a putea vorbi, a putea beneficia de aceste traininguri în ceea ce privește codurile de comportament, cum ar trebui să se raporteze cei care lucrează în aceste Organizații uh, cu persoanele în vârstă. E aici găsiți o serie de recomandări pe care le puteți citi, iar cea mai importantă este să, de exemplu, o foarte importantă este să avem date uh, care să ne arate și diferențele de gen, de vârstă și pe dizabilități, de exemplu, pentru că să înțelegem ce înseamnă vulnerabilitatea, ce înseamnă diferențele de vulnerabilitate. Are rău dacă am vorbit mai mult de 10 minute. Cred că nu e nicio problemă. Uh, cum am avut o clarificare în ceea ce privește uh, canalele de interpretare, iar acum trecem la uh, următoarea prezentatoare, uh, Lindsay. Bună ziua! Sper să mă vedeți și să mă auziți. Vă mulțumesc tuturor că v-ați alăturat acestui uh, webinar. O să vorbesc despre temele importante acestei webinare cum ar fi reziliența persoanelor în vârstă, pentru că de foarte puține ori vorbim despre aceste aspecte și după aceea o să vorbesc despre aspectele de sănătate mentală în cazul protejării persoanelor vârstnice. Deci aș dori să vă povestesc câteva evenimente cu persoanele vârstnice din Ucraina cu care m-am întâlnit și eu și, și colegii mei și cred că aceste povești uh, uh, se leagă de persoanele care încă uh, trăiesc în Ucraina, dar sunt strămutate dintr-o zonă în alta. Iar uh, aici o avem pe L Lubov, e uh, în vârstă de 85 de ne-am întâlnit în Zaporizhia, era voluntară la un centru pentru persoanele strămutate, și ea fiind o persoană strămutată, din păcate și-a pierdut familia, trăiește singură și vroia să ajute, să contribuie într-un fel și să ofere sprijin altora care au nevoie de acest sprijin. Lângă el îl avem pe Vladimir, în vârstă de 65 de ani, care uh, este o persoană care a lucrat uh, ca șofer de camion, dar și în uh, forțele armate în tinerețe, iar acum uh, ajută și Învață, îi învață pe alții cum să joacă șah. Iar jos, în partea stângă, avem o, o mamă și o fică, și, din păcate, nu își pot permite acele medicamente de care au nevoie și nu dispun de acel ajutor prin care să fie capabil să-și reconstruiască casa. Acum au grijă una de cealaltă, iar în, în ultima poză vedem o mamă și un fiu. Mama are 85 81 de ani, iar fiul 61 de ani, iar mama este cea care se îngrijește de fiu. Aceste cazuri și aceste imagini, aceste povești ne arată reziliența persoanelor vârstnice și este foarte important să subliniem acest aspect și să nu uităm noi, cei care lucrăm în acest domeniu, pentru că persoanele vârstice nu au doar nevoi, dar sunt capabili și poate dispuși să ofere ajutor și să sprijine alte persoane. Iar în ceea ce privește uh, pericolele de sănătate mentală, pe care noi le-am înțeles din rezultatul diferitelor rapoarte realizate pe persoanele strămutate, am înțeles că 50% din persoanele vârstnice suferă de impactul emoțional al războiului. Uh, suferă de stres, de anxietate și, și de uh, capacități schimbate în ceea ce privește realizarea uh, acelor uh, activități de zi cu zi. Persoanele mai în vârstă sunt mai puțin dispuși să-și părăsească casele decât membrii mai tineri a femeii. Pur și simplu aleg să rămână acasă. Ei încă doresc să-și petreacă timpul care le rămâne, care le-a rămas în casa lor și doar 2% dintre ei uh, apelează la ajutorul unui specialist iar uh, unul dintre motivele motivele este că există această stigmă de a apela la serviciu psihologic și uh, stigma în ceea ce privește și uh, sănătatea mentală, iar persoanele mai în vârstă sunt mai puțin deschiși la folosirea chiar și acestor uh, cuvinte, cum ar fi sănătatea mentală, pentru că sunt foarte conștienți de stigma care se leagă de ele. Evident, există și o serie de dizabilități ascunse care nu sunt foarte clare, cum ar fi uh, demența demența care este un, un, factor de risc chiar mai ridicat în, ca, în, în, cazul femeilor și majoritatea persoanelor, cum vedem, sunt afectați de acest război izbucit în Ucraina. Iar acum aș dori să vă Povestesc uh, acele considerente uh, de care țin, trebuie să ținem cont în momentul în care realizăm uh, activități de sprijin în ceea ce privește sănătatea mentală și psihosocială. Deci, această piramidă aici, practic, ne arată acele nevoi în con contextul uh, urgențelor umanitare. Deci, uh, Partea de jos ne arată acele considerente sociale în ceea ce privește garantarea serviciilor de bază și de sig siguranță, iar cum trecem înspre sus, deja vedem o serie de activități de sprijin mai speciale, specializate, cum ar fi îmbunătățirea sprijinului comunitar și al familiilor sau sprijin n -n nespecializat însă uh, targetat, adică focusat. și servicii speciale și cred că trebuie să fim foarte precauți în uh, modul în care formulăm, ne formulăm aceste uh, categorii de, de sprijin pentru că este foarte important să fim, uh, să vorbim pe limbajul acelor comunități și ca ei să se poată conecta și la acest mod narrativ, acest mod verbal în care noi comunicăm, pentru că, în foarte multe cazuri, pur și simplu, aceste denominări sunt, nu sunt bine primite cum ar veni. Deci, e foarte important că, să știm că modul de procesare a persoanelor de vârstă. Pentru că, evident, știm foarte bine că persoanele în vârstă vorbesc mai mult despre trecutul lor, despre e, experiențele trăite în copilărie. Este foarte important să le dăm spațiu să le poată povesti, să-i ascultăm. Este, cred că, un, o atitudine ideală, adică cea mai bună atitudine pe care o putem avea este să-i ascultăm. și să asigurăm, de exemplu, accesul la locurile de cult, cum ar fi uh, să poată avea acces la biserică, de exemplu, sau să-i ajutăm să caute diferite informații și să ne focusăm asupra uh, uh, importanței ce o. Ce are pentru ei accesul la informații. Aici vedem o imagine care ne arată, din nou, reziliența și puterea persoanelor în vârstă, pentru că nu trebuie să cunoaștem foarte bine și să evaluăm foarte bine nevoile lor. Deci, pur și simplu, nu trebuie să. Presupunem că deja știm de ce anume au ei nevoie, ci trebuie să evaluăm foarte bine și să înțelegem aceste nevoi, dar trebuie să fim și foarte conștienți asupra faptului că persoanele în vârstă sunt foarte rezilienți și sunt foarte dispuși să-și ajute semenii și este foarte important să-i lăsăm să fie ei liderii acestor activități și să fim conștienți și să conștientizăm și celelalte organizații cu care colaborăm la nivel local. Deci, de exemplu, dacă nu suntem capabili să facem față tuturor Nevoilor și să satisfacem toate nevoile pe care le-am prezentat în această piramidă, măcar să ne asigurăm că recunoaștem acele calități a persoanelor în vârstă pe care le pot folosi ca să-și ajute și ei semenii. Deci, colegii au menționat câteva. Riscuri cu care se confruntă persoanele vârstnice și, evident, ce organizațiile care oferă asistență și sprijin cunosc și știu foarte bine. Trebuie să fim conștienți și să nu venim cu deci să fim, să fim mai degrabă, să evaluăm nevoi, evaluăm necesitățile persoanelor în vârstă decât să presupunem că deja știm care sunt nevoile lor și să registrăm foarte precis plângerile lor, care sunt nevoile, de ce se plâng, dacă în aceste plângeri eventual recunoaștem anumite cazuri de abuz, de violență, uh, trebuie să ne asigurăm și că ei știu foarte bine, își cunosc drepturile, la ce au, uh, uh, ce fel de drepturi au, iar un alt risc este uh, lipsa de cunoaștere, uh, regulilor diferitelor organizații. Iar un alt risc ar putea fi lipsa de politici din partea organizațiilor care nu se focusează suficient de conștient pe factorul persoanelor în vârstă și care poate duce la un tratament, la o o atitudine de bullying sau de abuz. Clar este, și din ceea ce am spus, este foarte clar și concret, că nu dispunem încă de suficiente date ca să ne putem da seama de toate riscurile cu care ne confruntăm și se confruntă persoanele în vârstă care au nevoie de sprijin. Iar aici cred că este uh, foarte important să menționăm și acele idei prin care putem ajuta persoanele care uh, lucrează în aceste contexte de asistență, asistență socială, uh, mai ales în contextul asistenței față de persoanele în vârstă. Cum ar fi să ne raportăm cu persoanele în vârstă într-un mod adecvat, să nu. să reducem zgomotul um, care poate îi poate deranja mai mult. De exemplu, să menținem. Um, să ne uităm, să-i primim ochi în ochi pentru a putea avea o conversație deschisă și onestă să dăm dovadă de răbdare și compasiune și să înțelegem că nu trebuie noi neapărat în acel, în acea, în acea circumstanță să reparăm tot, să rezolvăm tot, mai degrabă trebuie să fim deschiși și să ascultăm. Trebuie să înțelegem și diferențele culturale, trebuie să înțelegem și care este acea acel context cultural din care provin persoanele respective și mai degrabă să întrebăm care sunt nevoile lor pe care le co consideră importante sau care sunt dificultățile cu care se confruntă. Iar în același timp este foarte important să ne dăm seama și de, și de nevoia de sprijinire a, a angajaților noștri, pentru că, evident, foarte mulți pot uh, ajunge în situații de burnout sau în situații în care trăiesc și ei traume în, 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 în confruntarea, în, în întâlnirea a acestor uh, cazuri uh, cu dificultate și a experiențelor dificile. Deci, în acest uh, caz, este foarte important să înțelegem că și aceste organizații, și noi, ca organizații, trebuie să ne asigurăm că ne sprijinim angajații, că există o serie de politici care îi ajută, că sunt organizate cursuri de formare, că există o rețea de sprijin în ceea ce privește sprijinul emoțional, psihologic și promovăm uh, strategii de adaptare pozitive și rutine de îngrijire uh, tuturor angajaților și voluntarilor și să-i permitem să-i povestească despre experiențele lor de zi cu zi și să, te poa să se poată ușura uh, după aceste experiențe uh, întâlnite în uh, activitatea lor de zi cu zi. Deci, în continuare, evident, este important să menționăm că nu trebuie să luăm decizii în locul persoanelor vârstnice, să fim foarte conștienți de, de asta, mai degrabă să-i includem în procesul de luare a deciziilor, să înțelegem și să înțelegem, să, să încercăm să obținem cât mai multe date în ceea ce privește nevoile lor și să ne asigurăm și de faptul că angajații noștri și voluntarii noștri cunosc foarte bine modul în care trebuie să se raporteze, că ei se asigură că persoanele vârstnice își cunosc drepturile, de exemplu, și trebuie să realizăm evaluări de risc ca să ne putem confrunta și să putem răspunde la aceste riscuri pentru a nu perpetua riscurile ci mai degrabă să reducem aceste riscuri. Să ne asigurăm că toate serviciile noastre sunt accesibile. Asta înseamnă că toate persoanele în vârstă pot avea acces cu ele cu ușuri Ușurinț, cu ușurință, să ne asigurăm că serviciile pe care, de care dispunem și pe care le putem oferi sunt sigure și că există și o serie de mecanisme de raportare care uh, garantează că aceste activități au fost realizate în mod uh, satisfăcător. Mulțumim pentru prezentare, iar acum uh, le dorim să dăm ocazia, am dorit să dăm ocazia participanților să formuleze întrebări, iar eu o să, întreb, uh, o să încep prima cu o întrebare. Care sunt cele mai mari uh, lacune sau cele mai mari uh, lipse în ceea ce privește protecția persoanelor în vârstă? Rez rezultatul cercetării este uh, pe ca, uh, cerc deci rezultatul acelei evaluări pe care noi am realizat-o în zonă uh, cu organizațiile mai mici care țin de marile rețele de NGO-uri este mai degrabă lipsa de înțelegere și de conștientizare, atât din partea persoanelor, cât și, a perso cât și a organizațiilor. Nu există un sistem de raportare, pentru că nu avem suficiente date și date, mai ales, pe diferențele de vârstă, de gen și de dizabilități. Sunt absolut de acord cu ce a spus Joe iar în ceea ce privește informația pe care o obținem. Deci persoanele în vârstă nu folosesc aceste informații, aceste surse de informații care pot fi obținute prin instrumente ale tehnologiei, deci rezultatele, răspunsurile le putem obține vorbind uh, cu ei față în față. Deci uh, asta este o o, o diferență, de exemplu, iar sunt de acord cu tot ce a spus Joe până acum, cu toate aspectele menționate. Ceea ce aș dori să spun privind este că marea provocare cu care ne confruntăm este că organizațiile care oferă sprijin pur și simplu aud, parcă ar avea o listă, un formular cu toate acele aspecte pe care dacă uh, le realizează atunci uh, aparent acest sprijin este realizat în mod în mod uh, perfect, însă nu lasă loc pentru acele aspecte uh, mai uh, rafinate care se pierd. Iar acum ultim uh, Următoarea întrebare este dacă există o diferență între riscul uh, suferit de către persoanele vârstnice, adică între bărbații vârstnici și femei. Uh, ceea ce am observat este că femeile mai în vârstă uh, sunt uh, uh, expuse la un risc mai ridicat, mai ales pentru că au. Uh, 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 au evident pentru că au crescut copii, nu dispun de aceeași sursă de bani și de obicei trăiesc, trăiesc mai mult, deci nu au pensie atât de mari ca bărbații, trăiesc mai mult și se văd mai izolați și mai și fără resurse financiare. Sunt de acord cu ce am auzit până acum, iar în ceea ce privește bărbații mai în vârstă, cred că este un aspect cultural. Ei trebuie să se arate mai puternici. Deci, ei, când se confruntă cu diferitele situații, se văd că nu. Nu există așa o, un reflex de a oferi protecție și asta, evident, are un impact asupra sănătăților mentale. Deci trebuie să luăm și asta în considerare. Foarte important, foarte important toate aceste comentarii. Dacă mai aveți ceva de adăugat. Da, sunt de acord cu Linții și Daniele. În dă... prezentarea mea am vorbit despre faptul că există că femeile în vârstă sunt au un risc mai ridicat la abuz sexual și există și o stigmă legată de persoanele mai în vârstă și cred că trebuie să ne dăm seama și să conștientizăm faptul că aceste cazuri de abuz sexuale, din păcate, se întâmplă. Și foarte multe persoane nu doresc să raporteze aceste cazuri. sunt uh, uh, Iar în acest cazuri e foarte important pentru noi să ne dăm seama și să-i ajutăm în raportearea lor. Cred că aici am avut o discuție foarte interesantă. Sper că toată lumea la care a participat uh, va avea un. Uh, o, o șansă nouă de a se raporta uh, uh, față de persoanele în vârstă. Iar aici aveți uh, un, uh, un formular de evaluare cu întrebări. De exemplu, prima fiind: uh, vor uh, lucrați împreună cu persoanele în vârstă, în programul dumneavoastră, da? Nu, dar uh, îmi vom lucra în viitor. Iar răspunsul al treilea, nu. Uh, Acum aș dori să mulțumesc uh, celor participanților care s-au conectat la acest webinar, mulțumesc foarte mult de celor care au realizat prezentări și vă mulțumesc. Foarte mult pentru interesul arătat iar noi suntem aici, vă stăm la, disponibilit... vă stăm la disponibilitate, ne puteți trimite întrebări în oricare dintre limbile, uh, uh, pentru care a existat interpretarea tânzia de astăzi. Și o să realizăm și un rezumat a tuturor uh, uh, ideilor prezentate în cursul zilei de astăzi. Vă mulțumim foarte mult, iar uh, următorul webinar va avea loc data de 20 de aprilie și pentru acest webinar deja aveți ocazia să uh, vă înregistrați chiar de acum. Vă mulțumim! Și ne vedem în câteva săptămâni. Numai bine.